Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Vă salut și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Ca de fiecare dată și cu această ocazie, venim înaintea dumneavoastră cu o temă de sezon de data aceasta. Suntem în perioada nașterii Domnului, în perioada Crăciunului, așa că în seara aceasta vom încerca să aflăm împreună cu invitatul nostru ce este Crăciunul, care este însemnătatea lui, de ce a fost nevoie de o naștere a unui Mântuitor și de asemenea de ce astăzi sărbătorim și care sunt, să spunem, așteptările pe care noi creștinii ar trebui să le avem în perioada aceasta și mai ales datoria pe care o avem față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Am onoarea de a-l avea invitat în seara aceasta pe pastorul Florin Stoica, pastor la Biserica Iisus Mântuitorul din București. Florin, bine ai revenit! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație! Stimați prieteni, în seara aceasta am onoarea, cum spuneam, să discut cu Florin. Florin este foarte apropiat nouă, vreau să spun că este chiar vecinul nostru de lucrare. Suntem Biserica Iisus Mântuitorul și studioul nostru este practic despărțit de un singur perete, așa că iată-ne de astăzi, trecând dincolo de zid, suntem împreună în fața camerelor de la vedere și discutăm despre Crăciun, despre ceea ce înseamnă Crăciunul, ceea ce a însemnat de fapt nașterea aceasta de când ea a fost programată de Dumnezeu și apoi ce se întâmplă în ziua de azi, care sunt, să spunem, tendințele, ce a ajuns să însemne Crăciunul, ce mai înseamnă pentru noi, pentru copiii noștri și mai ales care sunt, să spunem, așteptările, așa cum spuneam. Florin, hai să începem cu începutul. Cunoaștem istoria lumii, începând de la Geneza până în ziua de astăzi și cunoaștem, să spunem așa, planul lui Dumnezeu pe care l-a avut cu Adam și Eva. Începem din grădina Edenului. Știm ce s-a întâmplat și la un moment dat există, să spunem, în toată economia lui Dumnezeu, acest moment în viață, pentru istorici se spune anul zero, atunci când practic împarte istoria în două, momentul nașterii. Ce ar trebui să însemne sau ce reprezintă pentru noi nașterea și apoi de ce a fost nevoie nașterea aceasta a Mântuitorului ca să vină pe pământ? Da. Nașterea Domnului Iisus este un eveniment care a fost profețită cu mult timp în urmă. Încă de la început, așa cum ai zis tu, ai vorbit de începutul istoriei, practic creația lumii, atunci când Adam a păcătuit împreună cu Eva, Dumnezeu chiar mai înainte ca să-l scoată din grădina Edenului, i-a făcut o promisiune și i-a zis, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și această făgăduință a fost o speranță pentru Eva și pentru Adam, de fapt o speranță de biruință asupra șarpelui, care pentru moment i-a tras în păcat, ei au greșit, au păcătuit. Și nașterea Domnului Iisus la acest lucru face referire. Când Dumnezeu a promis femeii și bărbatului că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, Dumnezeu a văzut în viitor că va fi o zi când Hristos, sămânța femeii, el s-a născut din fecioară, va veni și va zdrobi capul șarpelui. Acum, motivul venirii lui este tocmai aceasta, ca să izbăvească pe om de cel rău. Spune și apostolul Ioan, el a venit ca să distrugă lucrările diavolului. Și de fapt, asta este menirea lui. El nu a venit doar așa, într-un sens demonstrativ, să ne arate pe Dumnezeu, să ne arate cum trebuie să ne iubim, trebuie să ne comportăm. El avea de rezolvat o problemă juridică. Trebuia să moară pentru păcatele noastre. El avea de rezolvat o problemă pe care noi nu puteam să o rezolvăm. Nu doar didactic, Dumnezeu vine să ne învețe. El ne-a învățat predicat de pe munte și prin viața lui, căile lui Dumnezeu. Dar el a trebuit ca să ne ispășească de păcat. Asta era o problemă juridică între noi și Dumnezeu, să rezolve problema păcatului. Deci, practic, nu doar un aspect educativ în care cineva a venit de-a lungul trei ani și jumătate, a tot vorbit, a explicat, a dat felul de îndemnuri, a făcut multe vindecări, le-a dat de mâncare, deci o grămadă de lucrări sociale, da? S-a văzut impactul. Dar, pe de-o parte, trebuia cineva ca la sfârșitul acestei perioade să moară, pur și simplu să șteargă toată vinovăția. Dacă tot vorbim despre partea asta juridică, este, să spunem, propunerea lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu, practic nu vine din partea noastră și de-a lungul istoriei și în special de-a lungul istoriei poporului Israel, Dumnezeu a mai încercat să facă pace sau să facă tot felul de agreement-uri, înțelegeri comune, legămintele spre noi, care la fel au fost încălcate.
Dacă ne aducem aminte, legământul pe care l-a făcut cu poporul evreu, da, inclusiv cu Noe, l-a făcut cu, cu Avram, a fost cu, da, cele 10 porunci au fost clar. Nimeni n-a putut să le țină. Da. Toate legămintele acestea arată faptul că Dumnezeu intenționa să se apropie de om. Apostolul Pavel ne spune marea însemnătate a acestor legăminte. Deși omul credea că, uite, Dumnezeu a făcut legământ cu noi, vai ce neascultători au fost evreii că n-au ascultat, dar Pavel ne spune că Dumnezeu, când a făcut acest legământ cu poporul Israel și a dat legea, de exemplu, a făcut-o demonstrativ ca să arate că noi nu putem să împlinim legea lui Dumnezeu. Dumnezeu știa mai dinainte că nu o să putem, dar avea nevoie ca noi să înțelegem treaba aceasta. Și El ne-a dat poruncile, dar de fapt era în pregătirea venirii Domnului Iisus. Când noi am primit poruncile lui Dumnezeu, legământul lui Dumnezeu, noi l-am călcat. Și ce am observat? Cum spune și David, cu mult înaintea lui Pavel, nu este niciunul fără prihan, niciunul nu a ascultat de Dumnezeu, toți sunt minciună, puși în cumpănă sunt mai ușor decât o suflare. Și atunci noi ne dăm seama că avem nevoie de un Mântuitor. Dacă nu ne-aș fi dat legămintele și legea în mod deosebit, noi nu știam că avem nevoie de Mântuitor. Noi ziceam, de ce a venit? Pentru ce e nevoie? Uite, de mii de ani nu putem să țineți unul ceea ce Dumnezeu vă cere. Și atunci toate astea pregătesc venirea Domnului Iisus, de fapt. Deci, pe de o parte, legea ne ajută să ne vedem păcătoșenia, exact, și era nevoie să înțelegem. Dumnezeu știa cum suntem, știa de ce suntem în stare, dar și omul trebuie să înțeleagă că este păcătos față de Dumnezeu și că prin sine însuși nu are nicio șansă. Exact. Și e la modă acum tot felul de soluții din astea care vin din filozofiile orientale, tot felul de exerciții fizice, mentale, în care încerci să te ridici și să fii deasupra celorlalți, să-ți obții oarecum mântuirea, salvarea, trecerea în altă dimensiune prin propriile energii, prin propriile forțe. Dumnezeu ne-a demonstrat că nu au nicio valoare. Toate încercările acestea sunt sortite eșecului, de fapt. Se vede asta. De exemplu, înainte să mă întorc la Dumnezeu, am practicat yoga când eram adolescent. Uite, mai aflăm ceva. Eram în mediul ăla orient, de fapt din India se pornește, dar și budismul este similar. Și oamenii aceștia care meditează zi și noapte, care sunt așa de blânzi, că îi se laudă că nu omoră nicio furnică, dacă știți, nu omoră nici, ocolesc insectele prin păduri, atunci când e vorba de o altă credință, sunt printre cei mai feroce prigonitori ai creștinismului. În China se vede treaba asta, da? Hudson Taylor, apostolul Chinei, cum e supranumit, da, misionar, el a avut de-a face foarte mult cu acești budiști, fioroși. Eu n-am mâncat de multe ori bătaie de la ei, da? Deci iată ceea ce spune că evoluăm și ne desăvârșim, se dă pe față că nu este decât ceva în aparență, în profunzime nu este nici de cum așa. Și Domnul Iisus a venit, de fapt, să aducă cu adevărat această creare a omului nou. Că și comunismul a vrut să facă lucrul ăsta, dar, de fapt, nu se poate realiza decât prin naștere din nou și prin locuirea noastră de către Duhul Sfânt din nou. Știți că noi știm cu toții din cuvânt că în Geneza 6, datorită păcatului, datorită faptului că fiecare zi gândurile omului erau îndreptate numai spre rău, Dumnezeu a luat o hotărâre teribilă. A zis, Duhul meu nu va locui pururea în om. Asta a fost o decizie foarte grea pentru omenire. De atunci omul a și trăit mai puțin, dar e vorba și de puterea lui spirituală, care nu este cum și viața lui. Domnul Iisus a făcut reversul. El, după ce a venit și a încheiat lucrarea, ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt a revenit. Ei, asta este lucrarea pe care Dumnezeu a intenționat-o încă de la început. Vroia să restaureze toate lucrurile. Cu adevărat, omul devine nou, evoluează, se ridică cu adevărat prin puterea Duhului Sfânt, a nașterii din nou, prin jertfa de ispășire a lui Hristos și, de fapt, aici ne aduce Crăciunul, nașterea Domnului Iisus. Crăciun e un nume popular, dar e vorba de nașterea Domnului Iisus. Exact. Acum nu acuzăm pe nimeni care folosește numele acesta, deci este un termen foarte cunoscut, dar se referă clar, noi sărbătorim nașterea Domnului și nu altceva. O să discutăm și despre aspectul acesta al denaturării sărbătorii. Mă întorc înapoi la natura aceasta umană al Domnului Hristos. A trebuit să se nască. Mă gândesc că acum Dumnezeu știm, dacă ne uităm numai în Vechiul Testament, la facere, la creație, Dumnezeu a vorbit și s-a făcut. Sau Dumnezeu când a avut nevoie și-a arătat puterea, sau milioane sau mii de îngeri au fost. Ai văzut, Dumnezeu a avut intervenții divine prin tot felul de mijloace. Mă gândeam, deci totuși Domnul Hristos a avut nevoie să ia ființă umană, corp uman, să arate ca și noi, să mănânce, să stea printre noi și mai ales să se apropie de noi. Pentru că știi că au fost
cel puțin la începutul bisericii au fost felul de discuții despre natura aceasta a Domnului Hristos, și om și Dumnezeu. Și mă gândeam, dacă ar fi venit un înger din partea Dumnezeu, ar fi fost mai puțin credibil sau oamenii l-ar fi luat? Că îngeri și prorocii au fost de-a lungul timpului tot timpul, știi? Dumnezeu a arătat mai, dacă mai vorbim și despre semne și tot felul de arătări pe care Dumnezeu le-a arătat, tot timpul au fost, dar oamenii tot n-au crezut. Da. Aici ajungem la capitolul Sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Și problema pe care Iisus a venit să o rezolve este problema Tatălui. Într-un fel nu-i problemă, El n-are probleme. Da. Dar e vorba de justiția Tatălui pe care El a trebuit să o satisfacă. Că unii spun, de ce a murit Iisus? Pentru noi? Să plătească un preț pentru cel rău sau cumva? Sau pentru dreptatea lui Dumnezeu? Pentru dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis să meargă la Calvar, să moară pentru noi, a făcut un plan de veșnicie, spune că El de bună voie a acceptat lucrul ăsta, da? Și pentru că ne-a iubit Dumnezeu Tatăl, pentru că ne-a iubit Fiul, a venit ca să plătească plata păcatului în locul nostru. Iisus când a venit, nu putea face un înger, pentru că asta arată cât de mare este vinovăția noastră a păcatului. Noi eram foarte vinovați. Noi avem tendința să subestimăm sau să diminuăm gravitatea păcatului. Însă atunci când ne uităm la cruce, ne dăm seama cât este de grav păcatul pentru Dumnezeu. Că a trebuit să moară Domnul Iisus Hristos pe cruce pentru păcatele noastre, ca noi să putem fi iertați. În Biblie spune așa, plata păcatului este moarte. Fără vărsarea de sânge nu este iertare de păcat. Iisus a trebuit să satisfacă această cerința legii lui Dumnezeu. E foarte serioasă, iar El a luat-o asupra Lui. Acum ne dăm seama cât de importantă este dreptatea, sfințenia pentru Dumnezeu. N-a curțat nici chiar pe Fiul Său. De aceea și noi, credincioșii care suntem în Hristos, născuți din nou, trebuie să ne gândim că de acum Dumnezeu așteaptă de la noi să trăim în această dreptate a lui Dumnezeu. E bineînțeles că noi nu suntem desăvârșiți până vom pleca, cum spune Apostolul Ioan, nu suntem fără greșeală, fără de păcat, dar cât de mult a costat pe Domnul Iisus, ne aduce cu gândul la cât de mult ne-a iubit și cât de valoros este ce a făcut El pentru noi. Noi trebuie să ne închinăm, să-i închinăm toată viața și să-i fie recunoscători pentru ce a făcut. Nu se putea face de către altcineva. Nu putea. Așa este. Știi, Florin, este greu de câteodată de înțeles de logica noastră, de mintea noastră limitată. Deci Dumnezeu, pe de o parte, este drept și nu putea renunța la dreptatea Lui, la atributul acesta de să spune, de dreptate pe care l-are, da? De a fi drept, dar pe de altă parte este și plin de har. Exact. Câteodată ne înțelegi, un om care ar trebui să taie în carne vie, da? Ar trebui să șteargă de pe fața pământului. Și a făcut odată, când doar o mică parte, un grup de oameni a fost salvat, vorbind de Noe, da? Și familia lui. A făcut odată treaba aceasta. Deci un Dumnezeu care e plin de dreptate, așteaptă dreptate, dar din potrivă, omul este nedrept, este neascultător. Cu cât e dreptatea la mai mare a lui Dumnezeu și ne uităm că Dumnezeu nu poate renunța, cu atât și harul văd că e la fel de mare. Deci ne desfășurăm activitatea între a fi, rămâne drept și ideea este drepți nu prin noi, ci prin Domnul Hristos, exact. Și bineînțeles beneficiar al harului, al milei lui Dumnezeu, al ceea ce primim. Le-ai pus foarte bine împreună, că de fapt la cruce se întâlnesc ambele, se întâlnesc dreptatea și cu harul. Împreună sunt acolo. Dreptatea pentru că El a trebuit să moară, harul pentru că El ne-a iubit așa de mult, încât a acceptat să moară pentru noi. Și Tatăl și arată harul, că așa cum e Tatăl, este și Fiul, și cum e Fiul, este și Tatăl. Spune Biblia că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult încât l-a dat pe Fiul Său. Deci la El era dragostea și planul, iar Fiul Său, bineînțeles, a acceptat și s-a sacrificat. La cruce se întâlnesc ambele, dreptatea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Fără dreptate nu-i măreție, trebuie să înțelegem și noi asta. Asta e măreția lui Dumnezeu, stă în dreptate, vezi că în ceruri, îngerii, în Isaia, atunci când Isaia a avut vedenia aceea cu închinarea din ceruri, în templul lui Dumnezeu, spune că îngerii strigau și lăudau pe Dumnezeu, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Interesant, Dumnezeu, că nu spunea altceva de minunile, de atotputernicia Lui, nu, sfințenia e măreția lui Dumnezeu. Fără sfințenie nu-i măreție, dar harul lui Dumnezeu este cel care a făcut posibil ca noi să fim reabilitați. Fără harul lui Dumnezeu noi nu putem fi salvați. În fine, fac o analogie, că chiar acum mi-a venit în minte că Dumnezeu, dacă ar fi vrut în puterea lui cea mare, apropo de puterea lui Dumnezeu, de atributele sale pe care le pune în aplicare, deci dreptatea lui Iisus, băi, ștergem cu totul păcatele oamenirii, da. Începem de la zero, da? Astfel ți-ar fi anulat, practic, ceea ce ar fi,
ani de zile, mii de ani ar fi zis înainte și toate încercările astea, poate unii ar zice, doamne, nu e drept și într-adevăr Dumnezeu poate ar fi renunțat la dreptatea sa. Dar totuși rămâne ferm în cerințele lui, rămâne drept, cineva plătește și plătește exact, fiul său exact. Și atunci zice, da, acum este totul șters. Dar nu ci prin o simplă decizie, ci prin plata. Exact. Știi cum e? Mă gândesc la noi, dacă aș fi o firmă și ai avea nevoie la biserică de ceva și spui, Cătălin, ne trebuie cutare și costă, nu știu, să spunem, 10.000 de lei. Prima poziție a zis, băi, să ofer serviciile acestea sau îți dau ce ai tu nevoie și fără să-ți, pur și simplu, ți le dau și asta e, nu, nicio factură, nimic. Da? Și atunci zici, mă, mulțumesc, sau n-ar mai ști nimeni, știi? Uh-huh. Dar ar fi, și am văzut că se practică lucrul acesta, pentru tocmai a păstra valoarea acestui gest, uh-huh. Se face o factură cu toată lumea, spune 10.000 de lei și apoi spune discount 100%. Adică tu care primești obiectele, vezi întreaga factură cât a costat ea și apoi vezi și prețul final, discountul cu toate. Deci atât m-a costat pe mine ca să-ți ofer asta, uh-huh. Dar pentru tine, iată, și noi mereu spunem că mântuirea e gratis, dar de fapt să zic că nu e gratis. Pentru Hristos și pentru Dumnezeu nu a fost gratis. Nu a fost exact, pentru noi a fost, dar pentru El nu. Deci cam asta e. Da, da. Foarte mult ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi și în momentul în care Domnul Iisus ne-a răscumpărat, ne-a justificat, ne-a făcut cu putință de a fi locuiți iarăși de Duhul Sfânt cumva. Adică Duhul Sfânt umple tot. Compatibil cu Dumnezeu. Exact, compatibil cu Dumnezeu, foarte bine. Adică Dumnezeu nu mai are nimic împotriva noastră. Datorită faptului că toată mânia Lui a fost descărcată pe cruce în Hristos, acum se poate uita liber la fiecare dintre noi și Duhul Sfânt poate să coboare în noi. Și asta e de fapt renașterea omului. Când Duhul Sfânt vine în el, cel mai bine se vede la Petru. Petru, înainte de coborârea Duhului Sfânt, nu era ca noi, oscilant. Când îndrăzneț, când temător, când zicea un lucru, când îl mai făcea. Și oscila. Dar după ce Duhul Sfânt s-a coborât, parcă nu-l recunoști. E tot el. Perseverent, constant, ce lucrare de anvergură avea, 3.000 de suflete s-au întors. A știut să gestioneze toate lucrurile acelea. Și asta nu se explică decât prin Duhul Sfânt, care a venit peste el și care l-a capacitat. Un om efectiv. Nou. Un om nou. Un om nou, da. Și nu spune că n-a mai greșit. A mai greșit, n-a fost perfect. Dar se vede diferența radicală pe care o face Duhul Sfânt în om. Asta a realizat Domnul Iisus, de fapt. Deci, să spunem așa, o concluzie pe care o putem trage acum după prima parte a discuției este că odată cu nașterea lui Hristos, omul devine compatibil cu Dumnezeu și devine un om nou. Prin acceptarea acestui dar care vine prin harul lui Dumnezeu, omul are șansa de redeveni ceea ce Dumnezeu a intenționat să devină. Exact, de la bun început. E foarte încurajator sau este extraordinar lucrul acesta, nimic nu se pierde. Tot ce a făcut Dumnezeu, tot ce a intervenit diavolul pe parcurs, Dumnezeu va reabilita absolut totul. Fratele Richard Wurmbrand avea o vorbă, toate se vor rezolva vreodată. Așa este. Exact așa se întâmplă în istorie, Dumnezeu nu pierde nimic, totul se reface. Acum de noi depinde să prindem această șansă, acest har, să ne întoarcem la Dumnezeu, să nu treacă mântuirea pe lângă noi și nici Crăciunul acesta, nașterea Domnului Iisus, să nu treacă doar ca o sărbătoare simplă, ci dimpotrivă ar trebui să fim atenți ca noi să sărbătorim pe acest Hristos al lui Dumnezeu, închinându-ne cu adevărat, adică fiind copiii Lui, crezând. Aici este discuția și aici intrăm în practic am văzut împreună despre ce a fost, care a fost scopul și care era, să spunem, care a fost intenția lui Dumnezeu când a făcut lucrul acesta și slavă Domnului că și noi suntem beneficiari acestei lucrări. Acum ne întoarcem în anii noștri, în perioada în care trăim. Suntem deja în perioada Crăciunului, oamenii văd deja reclame, magazinele deja se pregătesc. Practic, vedem o transformare de o și acum vreau să trec, cum vezi tu și ca păstor și ca părinte, ca și om care practic trece într-o capitală în care ești, să spunem, asfixiat de tot ce înseamnă pregătirile acestea de Crăciun, accentul acesta pe partea comercială, pe tot ce înseamnă plăcut la vedere, tot felul de oferte, tot felul și practic ce lipsește și văd eu că lipsește este chiar Domnul Hristos din perioadă. Cum vezi tu că denaturarea aceasta așa de grea? Domnul Iisus spune la un moment dat că părăția lui Dumnezeu este ca un copac mare în care păsările vin și își fac cuiburi.
Cred că despre asta e vorba. Da. Ceea ce s-a întâmplat la nașterea Domnului Iisus, într-adevăr, este un eveniment extraordinar. Vedem că îngerii au cântat, stelele s-au mișcat diferit pe cer, magii au venit, s-au întâmplat tot felul de lucruri extraordinare în momentul acela și este un eveniment important, venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, întruparea Lui. Acum, ce fac oamenii este să denatureze diavolul, totdeauna schimbă binele în rău. El se poate folosi de evenimentul acesta extraordinar, care este o pricină de bucurie pentru tot norodul, așa cum ziceau îngerii, că așa este, cu adevărat, oamenii realizează lucrul acesta într-un fel. Însă ce face cel rău? Domnule, deviază sărbătoarea aceasta și o trage spre ceea ce știe el să facă pe pământ. Biblia spune că în lume găsim pofta firii pământești, pofta ochilor și leodoroșia vieții. Dacă ne uităm la sărbătoarea aceasta nașterii Domnului, în direcția asta se duce. Pofta firii pământești. Citeam de curând într-un ziar financiar că anul trecut, numai anul trecut, în perioada de naștere a Domnului de Crăciun, numai domeniul de IT și telefon au câștigat 300 de milioane de dolari. În perioada asta. Deci se fac afaceri teribile în perioada asta. Și ce vedem? Se transformă sărbătoarea Domnului Iisus într-un prilej de pofta firii pământești. Dar cum e? Sam! Și de asemenea, pofta ochilor Domnului sclipește. Deci, tot orașul. Noi excelăm prin decorațiuni. Exact. Prin... Deci, ți-e ok, e fantastic ce vezi, dar, de fapt, Iisus e... Dar inima omului, vreau să spun, Florin, vreau să discutăm, pentru că trăim și noi și vedem și copiii noștri și ceilalți ai noștri, frați și surori din biserică, au aceeași probleme care o avem și noi. Pe de altă parte, în loc să fie o perioadă în care inima să se sensibilizeze, să se aduce aminte. Practic, noi oficial noi sărbătorim Crăciunul și Paștele în fiecare zi. Pentru noi în fiecare zi ar trebui să ne aducem aminte. Nu avem o singură zi de zi. Dar acum e o zi mai specială pentru că e o perioadă de vacanțe în care familia, știi că și Crăciunul este tratat ca o, sau văzut ca o sărbătoare de familie în care stăm împreună, cam așa e că și e o perioadă de vacanțe. Dar când ne uităm la faptul că în loc să fie o perioadă în care, într-adevăr, fiecare dintre noi ne aduce aminte de ceea ce Dumnezeu, de planul acesta măreț, atunci ne aduce aminte de cadouri, de mâncare, care de obicei ne acaparează o grămadă de timp. Exact. Ai văzut soțiile și asta, cât să prebuncesc? Abate privirea de la ce e important. Uite, am citit undeva o istorioară care e tragică. Se spune că o femeie nu putea să nască copii și mulți ani aștepta să nască, da, cu tratament meticulos și în sfârșit când a născut un copil, a dat o sărbătoare acasă și a invitat prietenele, prietenii, cunoscuții. Măi, uite, am un copil și veniți să ne bucurăm, să petrecem. Și istoria e tragică. Spune că toți erau bucuroși, dar ce ne-au pregătit? Mâncăruri, băuturi și de toate. Și musafirii venind, gălăgioși și în viteză, și-au aruncat hainele undeva într-un dormitor care l-au găsit mai la îndemână, la intrare, că fiind foarte mulți, nu putea tot încuia. Și spune că după ce au venit cu toții, bucurie, dar a trecut ceva timp, unde-i copilul? Ce se întâmplă? Unde-i copilul? Adică arată-ne-l, uite, am stat de vorbă. Și mama atunci, disperată, spune că a început să caute copilul și când s-a dus în dormitorul lui, musafirul aruncase hainele peste, aruncase tot ce avea acolo și copilul a fost asfixiat, și a murit. Ideea care este, figurativ vorbind, să nu facem din sărbătoarea nașterii Domnului ceva similar. Domnul nu este așa de... Dar Iisus nu se mai vede. Nu se mai vede, nu mai poate să zică nimic. Pentru că noi suntem plini de artificii, de, uite, profit, chiar ziceai de... Din noiembrie începe pregătirea pentru o sărbătoare. Pentru că este un an în care corporațiile internaționale fac sume imense de bani. Deci câștiguri imense, citim despre asta. De ce? Pentru că ei profită de asta. Pentru că omul consumă. Consumă. Asta, noi suntem consumatori. Da. Și în perioada sărbătorilor de iarnă se consumă, se cheltuiesc, unii chiar se îndatorează și trag după aia un an de zile. Ce este interesant, domnule, cum se percepe cumva lumea, spiritul lumii sau cel rău, să abată privirea de la sărbătoarea asta așa de importantă despre Iisus spre lucrurile materiale. Trebuie să cumpere acum, trebuie să ai, trebuie oferte. Să faci oferte. Și de fapt vedem că sunt tot felul de show-uri care se fac în perioada asta, care se abat, nu? Aproape că nu mai spun nimic despre Iisus. Și aici vedem cum sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului, de-a lungul timpului, i s-a adăugat tot felul de lucruri care nu au de face cu Iisus, multe din ele. Adică vorbim de brad, vorbim de moș Crăciun, de unde a venit și cum a venit, și vorbim de tot felul de obiceiuri care nu mai au de face cu Iisus de acum. Nimic n-au de face.
Dacă ne gândim la Brad, nu e chiar așa de ofensator cum cred unii. Unii zic, dom'le, Bradul e păgân, e adevărat că pe vremea egiptenilor vechi, solstițiul de iarnă, 25 decembrie era, ei foloseau palmier. Vremea lor asta, nu, locul lor asta creștea. Și foloseau ramuri de palmier și chiar palmier și își ornamentau casele. Era o chestiune de decor. Romanii, Bradul. Romanii erau cu brad, deci nu erau ca egiptenii, ei aveau brad. Bun, dar la noi, în creștinism, mult mai târziu a apărut, în secolul XVI. În Germania s-a întâmplat lucrul acesta prima dată și, interesant, domnule, că asocierea era creștină. Ei, bradul pe care îl foloseau în secolul XVI, considerau că e pomul vieții. De aceea, înainte în brad, se puneau mere. Mere ca să arate ca grădina Edenului. Da, era pomul vieții, fructul care mâncai și nu murai. Și... de asemenea, simboliza Sfânta Trime prin triunghiul, da? Bradul e triunghi. Și Martin Luther, reformator, a făcut un lucru care a fost interesant. El a contribuit în plus la ceea ce era atunci în Germania. A pus lumânări. Că el a zis așa, vrea să explice copiilor stelele pe cer la nașterea Domnului Iisus. Și în vârful bradului, steaua cea mare care i-a călăuzit pe Marte. Deci, nu știam asta. Da. Așa s-a întâmplat, cu Martin Luther. E, și de acolo totul se spune că emigranții nemți care s-au dus în America s-au dus cu tradiția asta, dar foarte târziu a prins în America, abia în secolul XIX, și atunci totul s-a... Deci a explodat. Și bradul acum are tot felul de alte conotații. Dar așa a pornit și nu e ceva chiar ocult, exact. Dar totuși Iisus este pe primul loc. Bradul nu e greșit, dar trebuie să nu ratăm esența. Adică noi trebuie să ne gândim la faptul că nașterea aceasta, de asta, uite, Luther a făcut o adaptare bună, zice, nu, te uiți la brad, dar fii atent, uite aici, luminițele astea, sunt stelele pe cer care a călăuzit pe magi la pruncul Iisus. Și atunci a dus subiectul unde trebuie, cum ar fi. Dar trebuie să înțelegem că mi-e importantă nașterea Domnului Iisus și mesajul îngerilor trebuie să rămână și astăzi. Laudă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cu alte cuvinte, Iisus a venit cu oamenii să îl laude pe Dumnezeu și să se închine lui Dumnezeu cu adevărat. Ce înseamnă asta? Oamenii nu puteau să se închine datorită păcatului, dar Iisus avea să moară, de aceea zice îngerii, nu vă temeți, căci astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor. Cu alte cuvinte, veți putea să vă închinați de acum înainte. Vi s-a născut un Mântuitor. El vă va mântui de păcatele voastre și vă veți putea înfățișa înaintea lui Dumnezeu în închinare. Și de asta mesajul nașterii Domnului a Crăciunului este închinarea, într-un fel. S-a și cântat, ai văzut, cântarea Mariei, cântarea Îngerilor, cântarea Veniți să ne închinăm lui, avem noi un colin, nu? Da. Despre asta. Și magii au zis, am venit să ne închinăm lui. Deci asta foarte este mesajul. Clar. Da. Deci Dumnezeu, prin Iisus Hristos, vrea să refacă închinarea. El vede că păcatul este dușmanul închinării. Dacă un om are ceva pe suflet, nu se poate închina. Poate să știe toată Biblia pe din afară. Păcatul îl împiedică să se închine. Domnul Iisus a venit să ia această povară a păcatului, că omul se poate închina liber. De-aia și spune Scriptura că dacă cineva are probleme să-și lase darul și să se ducă la altar și să se ducă să te împace. Exact. Deci, practic, foarte bine prin Hristos, prin Domnul Hristos, ne împăcăm cu Dumnezeu și atunci ne putem adresa lui Dumnezeu. Uh-huh. Dacă există încă peretele la acela zid, la acela despărțitor și nu ne putem apropia de Dumnezeu din cauza păcatului nostru, atunci nu avem nicio șansă, exact. Până nu da. Se eliberează da. Povara. Și mai e o asociere care poate fi providențială, dar este sărbătoarea iudaică, Hanuka. Hai. Hanuka care este exact în perioada Crăciunului creștin, sărbătoarea dar Domnul este și similară, Domnule. Seamănă, este cu lumini, știți? Sărbătoarea luminilor. Și ce sărbătoresc evreii de Hanuka este rededicarea templului, restaurarea închinării în templu, pe vremea macabeilor, când au recucerit, recâștigat și ei sărbătoresc de Hanuka deci restaurarea închinării în templu. Crăciunul este restaurarea închinării pe pământ. Înțelegeți? E una lângă alta și cumva se aduce... De fapt, asta a fost motivul venirii Domnului Iisus ca să refacă relația omului cu Dumnezeu, să-L salveze, el se poată închina și să rămână veșnic împreună cu Dumnezeu. Foarte important. Haideți să ne uităm puțin. Am discutat foarte mult despre relația omului cu Dumnezeu în seara aceasta. Am menționat puțin că e și sărbătoarea de familie. Ce putem spune despre relațiile între noi, între oameni, începând de relațiile de familie, apoi în biserică și relații cu... Este vreo schimbare, îmbunătățește asta și relația noastră între noi?
Da, îngerii când transmitea mesajul din cer la nașterea Domnului Iisus, spunea slavă lui Dumnezeu în lucrurile prea înalte și pace între, pe pământ între oamenii plăcuți lui. Asta e. Deci ceea ce își dorește Dumnezeu este pace între oamenii plăcuți lui. Observăm că pacea nu se poate realiza decât când ești plăcut lui Dumnezeu. Dacă vrem să facem pace, uite, asta străim vremuri de război, Rusia, Ucraina, pacea pe pământ nu se face decât în momentul în care omul devine plăcut lui Dumnezeu. Altfel nu se poate. Faci pace cu Dumnezeu și apoi faci pace și exact. Cu ceilalți. Atunci e posibil, da. Și Iisus, de fapt, vine și aduce pacea între oamenii plăcuți lui. Rămâne însă adversitatea aceasta între împărăția întunericului și împărăția luminii, dar toți cei ce sunt în Iisus, iau pace. Iau pace. Ei primesc împăcarea cu Dumnezeu, ei au o conștiință liberă, împăcată, și ei, între ei, cei născuți din nou, cei sfinți, au pace, trăiesc în unitate. Acum știm că se discută, domnule, uite că sunt deosebiri, dezbinări și la voi, la creștini, da, pentru că celor rău vine și atacă. Sunt lupi pe de oaie, spune Domnul Iisus, este o strategie a celui rău. Dar, cu adevărat, cei care sunt născuți din nou, după asta îi și cunoști, ei trăiesc în pace și ei trăiesc în sfințenie. De asta spune Iisus, când te duci și faci evangelizare într-un loc, într-un sat, zice, caută un om al păcii. Deci după asta cunoști un om care Dumnezeu poate folosi sau în care deja Dumnezeu lucrează sau a lucrat. Pacea este semnul cumva locuirii lui Dumnezeu, cum a zis și Domnul Iisus ucenicilor, Shalom, adică pace vouă la început, după înviere. Și sărbătoarea nașterii aduce pace în casele noastre, vedeți? Noi spunem de multe ori de sărbătoarea aceasta să fim mai buni. Asta e o urare. Asta era următoarea întrebare. Da. Se spune, o televiziune faimoasă a născut sloganul acesta de Crăciun, fii mai bun. Așa. Și atunci chiar mă gândeam și vreau să discutăm puțin. Se încurajează ca în perioada aceasta să fii mai darnic, mai primitor de oaspet, mai bun cu cei în nevoie. Doar în perioada asta. Apoi, cum ar trebui să fim noi creștinii? Aici e interesant abordarea. Adică, ce vreau să spun este că la noi, la creștini, deși nașterea Domnului Crăciunului pare a fi o sărbătoare extraordinar de mare, totuși noi nu o vedem pe primul loc. Poate exact, te gândești asta. Așa e. Paștele. Paștele este pe primul loc, pentru că acolo Domnul Iisus a murit, a înviat și acolo a plătit plata pentru păcatele noastre. Însă venirea Domnului Iisus este un prilej de bucurie. De ce? Pentru că El privește spre cruce. Și atunci când noi oamenii suntem acum de Crăciun, de Crăciun să fim mai buni. Bun. Noi vom fi mai buni dacă îl vom primi pe Iisus. Dacă îl vom primi în viața noastră, dacă ne închinăm în duh și în adevăr, cu adevărat. Ceea ce se întâmplă în lume este... Spunea un preot ortodox și bine să-l citez, că este o încercare a ipocriziei, adică noi nu suntem chiar buni așa. Și Dumnezeu ușor, măcar de Crăciun să fim mai buni, că după aia iară revii la ale tale. Nu așa se face. Dacă vrem să devenim mai buni, noi trebuie să-L primim pe acest prunc în viețile noastre, pe acest Iisus în viața noastră, să intrăm în legământ cu El, să ne predăm viața Lui, să ascultăm de tot ce spune El și prin naștere din nou vom fi făcuți mai buni. E bine că de sărbătoarea aceasta și ne dăm dar unii altora, cum și magii au dat Domnul Iisus, și o atmosferă fantastică de Crăciun. Totdeauna, din copilărie, am iubit sărbătoarea aceasta și pentru foarte mulți asta valabil, dar noi trebuie să știm că adevărata bucurie, adevărata bunătate se obține printr-o relație continuă cu Dumnezeu. Adică o relație de mântuire, nu doar o celebrare a unei sărbători punctuale, chiar dacă este mai lungă decât altele, toată luna decembrie și puțin din noiembrie, ne bucurăm de cadrul ăsta de sărbătoare, daruri și atâta pregătiri, dar adevărata bucurie internă este momentul în care te întâlnești cu Iisus, momentul în care te pocăiești, crezi în El, te botezi, devii un ucenic al lui Iisus și atunci devii un om mai bun. Atunci devii un om mai bun. Isaia, când vorbește despre Iisus, zice căci un fiu ni s-a dat și domnie va fi pe umărul lui. Iisus este prunc și toți iubesc un prunc, dar El s-a născut să domnească, adică în viața noastră, nu doar pe pământ. Și adică noi iubim pe Domnul Hristos ca prunc, dar când se face mare, nu ne mai... Da, pentru că atunci ni se dă, ne poruncește, exact. Ne cheamă. Exact. Mulți îl adoră pe Hristos ca prunc. El, și pentru mulți rămâne un prunc. Asta este, da. Asta e dulceața Crăciunului. De multe ori
Să lăsăm pe Hristos să crească în inimile noastre. Exact, exact. E distorsionat. Cred că e un îndemn foarte frumos. Da, este distorsionat de cel rău treaba asta. Când Iisus e mic, toți îl iubesc, toți îi plac, e mic, nu zice nimic. Nu face nimic și nu vorbește așa. Dar Isaia spune foarte clar, domnia va fi pe umărul lui. Deci el a venit să domnească. Pruncul acesta, așa cum îl vedem, este rege. Și orice rege, oricât ar fi de mic, noi știm că el va fi mare și devine o autoritate. Domnul Iisus s-a născut pe pământ, dar el are o lucrare importantă de făcut. Iar noi trebuie să privim la lucrarea pe care el o are de făcut. Crăciunul nu este important prin nașterea Domnului Iisus, ci holistic, prin tot ce a făcut Iisus. Așa trebuie să privim. Deci el va fi o bucurie pentru noi și va rămâne o bucurie în viețile noastre când vom privi la tot ce a făcut Iisus, nu doar la naștere. Și asta ar trebui să înțelegem de Crăciun. Foarte frumos. E prima dată când aud abordarea aceasta și, și e absolut corectă. Practic, deși oamenii, majoritatea oamenii se gândesc doar la un singur moment din toată istoria aceasta a Domnului Hristos, a nașterii, de fapt în momentul când celebrăm sărbătoarea nașterii, de fapt celebrăm toată lucrarea Domnului exact. Hristos. Așa trebuie. Și inclusiv moartea, învierea și apoi restaurarea noastră, că până la urmă asta e. S-a născut cineva ca să ne... Ca noi, s-a născut, a murit, a înviat ca noi să trăim și să ne apropiem de Dumnezeu. Și ne întoarcem la discuție, la punerea în legalitate cu Dumnezeu, că până la urmă asta exact. E. Exact, despre asta e vorba. Da. Florin, e o perioadă frumoasă, da? Dacă ne uităm așa din punct de vedere a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, lumea e puțin mai bucurească, parcă mai deschisă. Dar totuși, ceea ce rămâne este natura noastră care are nevoie de schimbare. Deși, mai mult decât schimbare, de înnoire totală. Sunt oameni care și-au pierdut bucuria în timp și probabil ai văzut că sunt oameni care și de Crăciun poate nu sunt cei mai veseli, nu sunt cei mai triști. Pentru că oricât de multă mâncare avea pe masă, oricât de mulți oameni pe lângă tine, dacă în inima ta ai probleme nerezolvate, nu poți juca teatrul la nefârșit. Și vreau să, acum ne apropiem de încheiere, vreau să discutăm și despre categoria aceasta. Oamenii care și-au pierdut bucuria, inclusiv bucuria Crăciunului. Nu mai vorbesc de bunătate și de deschidere. Sunt oameni care tot timpul parcă sunt triști. Oameni care nu mai sunt gata să aibă o inimă deschisă, nici măcar de Crăciun, nici măcar așa de fațadă. Oameni care poate au cunoscut din bunătatea lui Dumnezeu. Și vreau să ne gândim și la categoria. Că mulți oameni sunt, cel puțin în jurul nostru, în România, au fost atât de multe de campanie, s-a răspândit de mult, cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care au gustat, oameni care au auzit, oameni care au stat între noi, au plecat, sau oameni care au auzit și le-a plăcut, dar n-au făcut pasul de a se apropia cu Dumnezeu. Poate Crăciunul le aduce aminte de încă o chemare, de Domnul Hristos care nu rămâne în staul acela și stă la ușă și bate. Ce putem face noi? Cum ne putem noi adresa și folosi sărbătoarea aceasta tocmai pentru proclamarea și, să spunem, renoirea chemării noastre de a vorbi despre Dumnezeu? Pruncul Iisus a primit daruri la naștere. Magii au venit și au adus aur, smirnă și tămâie. Însă darurile pe care noi putem să le aducem Domnului Iisus, și noi ne facem daruri de Crăciun, dăm daruri la copii și așa mai departe, au venit de acolo, de la magi, de la darurile și bucuriile care și le făceau în perioada aceea, dar dacă ne uităm în contextul nașterii Domnului Iisus și a lucrării lui, ce daruri primește Iisus? Ce daruri avea el? Și realmente, conform Scripturii, darurile pe care Domnul Iisus ar bucura să le dăm sunt acestea: vinul la Iisus cu povara ta. Ăsta e darul pe care poți să-l dai lui Iisus. Dă-i îngrijorările tale. Iisus a zis, veniți la mine toți cei tudiși și împovărați și eu vă voi da odihnă. Să venim la Domnul Iisus cu păcatele noastre, cu poverile noastre, cu greutățile noastre. Oamenii care au probleme nu trebuie să gândească, trebuie să fac ceva pentru Iisus, trebuie să-i dau ceva lui Iisus. E adevărat că poți să încerci sentimentul ăsta, să faci ceva pentru El, dar vezi că tu ai nevoie de El. Tu ai nevoie să facă El ceva pentru tine. Și atunci noi trebuie să-i dăm ce nu putem ține. Păcatul. Să-i dăm vina, să-i dăm îngrijorarea noastră, teama noastră. David era un om după inima lui Dumnezeu. De ce ne gândim de multe ori? David spunea în psalmul lui, învărs necazul înaintea Domnului. Uite ce dă el lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu este un gest de încredere. Când cineva vine și pune capul pe umărul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i pare rău, uite, a venit iară să se plângă la mine. Dumnezeu te vede că te încrezi în El, îți vârși toată inima în fața Lui. Și atunci când faci lucrul acesta cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu te vindecă. Atunci Dumnezeu te eliberează, te salvează. Vameșul din templu care se ruga,
împreună cu un fariseu, da? Da. Și fariseul se ruga așa spectaculos: Doamne, îți mulțumesc că dau zecială, mulțumesc că țin poze ori pe săptămână. Și celălalt spune că nu îndrăznea nici capul să-și ridice spre Dumnezeu, se bătea cu mâna în piept și zicea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. El nu se simțea vrednic. Și Iisus a zis: adevărat vă spun că acesta s-a întors acasă să continue prihănit. De ce? Uite că el a venit la Dumnezeu cu ceea ce de multe ori zicem: Doamne, vii și împovărezi pe Dumnezeu, exact, cu păcatele tale. Nu. Pentru asta a venit. Iisus a venit ca să-ți ia povara, să-ți ia păcatul, truda ta. Zice: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Ce ne trudește? Nu vă gândiți nici la școli, nici la afaceri, nici la viața grea după câmp. Ne trudește păcatul. Cineva spune așa: Doamne, că planeta are probleme mari. Probleme. Se încălzește, e război. Nu, Doamne, problema cea mai mare a planetei e păcat. Asta e problema. De aici vin toate lucrurile rele de pe pământ. Iar Iisus a venit să lovească în punctul nevralgic al planetei, și anume păcatul. Pe asta s-a rezolvat. Că dacă aici s-a rezolvat, din interior totul înflorește. Și de asta noi, acum de sărbătoarea nașterii, ne gândim la... Și ai punctat bine, să știi, că de sărbătoarea nașterii Domnului de Crăciun, să știi, sunt rata sinuciderii crește. Exact. Și depresie. De ce? Pentru că foarte mult se bucură și totul este fantastic, Domnule, ca în rai, știi? Exact. Adică și ei se văd că sunt de triști, unii n-au, sunt la lipsă, n-au ce mânca, n-au ce pune pe masă. Și în perioada asta, când îi vezi pe alții, e teribil. Trebuie să știm că Domnul Iisus nu a venit ca să facem toate lucrurile acestea și uite, dacă tu nu te poți califica, adică n-ai cu ce să sărbătorești și nu te duci, ești mai puțin valoros. Nu. Domnul Iisus a venit ca tu să-i dai inima lui, da? Asta e cadou cel mai de preț pe care poți să-l faci. Spune și în Proverbe: fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Dă-i inima ta, dă-i viața ta, puverile tale. Și atunci când faci lucrul acesta, eu cred că asta este cel mai bun mod de a sărbători. Nașterea Domnului Iisus. Să te uiți la El și să te apropii de El și să-i dai ceea ce El așteaptă conform Bibliei. Că un prunc, dacă ne gândim, ceea ce le-au dat magii le-a folosit părinților. Părinții știu că au plecat, a fugit de Irod, 2 ani de zile, nu, cât a fost, în Egipt, da? A plecat un timp. A avut nevoie de resursele. Resursele acelea la fix au venit. Aurul acela, tămâia și smirna, erau resursele pentru a rezista în afară. Lucruri, da? Scumpe la vremea, da, respectivă. Lucruri scumpe. Nu pentru Iisus a fost, mai mult pentru părinți și, bineînțeles, pentru el, ca să poată să reziste în perioada aceea. Dar Domnul a venit ca să ia asupra lui păcatele noastre, grijurile noastre. El vrea credința noastră. El vrea dragostea noastră. Vrea să-L iubim pe El. Vrea să ne atașăm de El. Și prin credință, prin încrederea în El, prin dragostea noastră de Dumnezeu, că asta spune legea, să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, toată puterea ta, prin asta noi suntem mântuiți. Crezând în Iisus, primind jertfa pentru păcatele noastre, cerându-ne iertare, atunci noi suntem iertați de vina păcatelor noastre, născuți din nou și Duhul Sfânt vine și ne înnoiește. Practic, asta ar trebui să facem prioritate de sărbătoarea Crăciunului. Și ne întoarcem la tema noastră de, da, ce este Crăciunul. Exact, este un prilej de a ne pune în ordine cu Dumnezeu. Exact, da. Este o aducere aminte, încă o șansă pe care o avem din partea Dumnezeu. Spune că dacă și anul acesta suntem de Crăciun, este tot prin Harul lui Dumnezeu și ne mai dă încă o șansă, ne mai aduce încă o dată aminte că și Harul încă mai este disponibil, încă ne mai putem întoarce la Dumnezeu, încă ne mai putem pocăi de păcatele noastre și ne apropia de Domnul Hristos. Nu doar ca prunc, ci ca Domn și Mântuitor. Amin. El este regele și mi-a plăcut foarte mult. Domnul este pe umărul lui. Așa. Și Dumnezeu este Domn în cer și pe pământ, dar să fie și inima noastră. Amin. Dorin, slavă Domnului, uite cum trece timpul. Mă bucur că am putut discuta. Un singur verset, dacă ai, sau un îndemn așa de final de sărbătoarea aceasta, pe lângă, să spunem, cunoscuta urare la mulți ani și, să spunem, Crăciun fericit, dacă ai un gând așa de final, un verset care l-ai putea adresa telespectatorilor noștri. Un gând pe care l-am este să petreacă în familie, dar în închinare înaintea lui Hristos. Este bine să stăm în familie, să ne bucurăm de această sărbătoare, dar să nu ratăm închinarea. Versetul este cel pe care ziceau îngerii: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Să stăm în casele noastre, să ne bucurăm. E un prilej de bucurie și nu trebuie să înțelegem altfel, dar împreună cu Iisus. Să ne bucurăm în familiile noastre, închinându-ne Domnului Iisus prin asta. Foarte frumos. Am să preiau, să spunem, gândul acesta.
Vă doresc un Crăciun împreună cu Iisus. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Mulțumim pentru discuție. A fost o onoare să stăm de vorbă. Și, stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Așa cum ați auzit, așa cum și fratele păstor Florin v-a zis, vă dorim și noi anul acesta un Crăciun împreună cu Domnul Iisus. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere! La revedere!